Când am venit cu mașina spre biserică, m-am uitat și am zis că e o zi atât de frumoasă afară. La noi, în țară, abia cu două zile înainte să venim, a răsărit soarele. Am simțit pur și simplu cum mi se dezgheață inima. Eu am altă stare emoțională când văd soarele afară. Sunt mult mai bucuros, mult mai pozitiv și cred că este o dimineață binecuvântată de Dumnezeu. Spune de multe ori, Doamne, dă-ne o zi frumoasă, dar o avem și trebuie să ne bucurăm de ea. Aș dori ca în dimineața aceasta să cântăm pentru prima dată un cântec din harfă. De la numărul 818, mi-e așa de dor de tine, Iisuse Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru înainte acestui cântec. Când m-am întors la Dumnezeu și mergeam la biserică, în fiecare duminică, între programul de dimineață și după masă, mergeam cu tinerii din adunare. Mergeam la frații în vârstă, la asilul de bătrâni, uneori mergeam și la spitalul nou, mergeam la bolnavi și duceam un gând bun de la biserică, uneori duceam cina. Și pentru că este astăzi vom sta la masă cu Dumnezeu, vreau să vă spun o experiență frumoasă pe care am trăit-o. Am luat cina cu tinerii de la biserică și am luat și pentru cineva dintr-un azil de bătrâni. Eu nu mai fusese până atunci la azilul de bătrâni. Când am intrat acolo, m-a durut foarte tare inima când în ultimul pat de lângă fereastră era o soră de-a noastră de la biserică, la un azil de la bătrân, pe jumătate paralizată. Mai vorbea doar cu jumătate de cură. M-am uitat la ea și mi-a venit să plâng. Puteam să spun că ea este în valea umbrei morții. Părăsită de familie, singură acolo, jumătate paralizată. Dar am trăit un moment extraordinar de frumos. Am luat harfa, am cântat, mi-e așa de dor de tine, Iisuse Dumnezeu. I-am dat cina acestei surori, cu frații cu care eram acolo. Și în timp ce ne-am rugat, am văzut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum s-a coborât într-un om pe jumătate, în care mai avea jumătate de putere în trupul acesta. Și am auzit într-un salon acolo, într-un azil de bătrân, vorbind în limbi și lăudându-L pe Dumnezeu. Și am ajuns la concluzia că oriunde am fi în lumea aceasta, este un Dumnezeu care va veni cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui.